Aș vrea să vă invit la o meditație în legătură cu noi și cu momentele acestea de rugăciune. Meditația am intitulat-o Corabia lui Iona. Suntem obișnuiți cu corabia lui Noe, da? Nu e vorba de corabia lui Noe, e vorba de corabia lui Iona. Vă voi invita la trei cazuri pe care aș vrea să le analizăm împreună. Toate au în centru fenomenul rugăciunii, au în centru rugăciunea. Primul caz, Naaman, al doilea, Ilie pe Carmel și al treilea, Iona pe corabia lui când fugea de Dumnezeu. Din toate trei aș dori să luăm câte ceva pentru noi și apoi să vedem cum ne identificăm pe noi în vremea aceasta. Vă rog să observați că ceea ce unește cele trei cazuri care vi le propun este timpul de criză. Un timp de criză este viața lui Naaman, suferind de lepră. Un tip de criză este momentul când Ilie cheamă pe tot Israelul pe muntele Carmel și acolo coboară foc din cer. Este un timp de criză. Un timp de criză este momentul în care Iona fuge de Dumnezeu cu corabia către Tars și îl prinde furtuna și suflă un vânt cum n-a mai fost, provocând un timp de criză. În toate cele trei momente de criză despre care am vorbit, vom descoperi rugăciunea. Rugăciunea ca fiind momentul de ieșire din criză. Probabil că și noi, ca biserică, și noi, ca creștini, ne-am rugat zilele astea ca niciodată înainte. Mai puternic ca întotdeauna sau ca niciodată. Cu toate astea, vă voi invita la momentul ăsta de introspecție vis-a-vis de rugăciunea noastră, vis-a-vis de șederea noastră cu Dumnezeu. Timpul de criză determină ca omul sau face ca omul să fie atent la Dumnezeu, mai atent ca altă dată. Cât de atent? 2 Regi, capitolul 5, vă voi invita să deschideți cu mine, în 2 Împărați, capitolul 5. Și vă rog să observați acolo ceva. Datorită faptului că Naaman, generalul oștirii sirienilor, este bolnav de lepră, un om care este viteaz devine atât de atent la Dumnezeu încât aude până și o fetiță. Foarte provocator. În general, un comandant al oștirilor, un general, nu pleacă urechea la tot ceea ce se vorbește în jurul lui. El este deasupra tuturor lucrurilor. El este puternic, el ascultă eventual de către împăratul la vremea aceea, Ben-Hadad, și de aici încolo toată lumea trebuie să asculte de el. Surprinzător însă, pentru prima dată probabil în viața lui, Naaman prinde din zbor șoapta unei fetițe. Nu știu cât de tare o fi spus, da? Ea a zis așa, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul acela l-ar tămădui de lepra lui. Ce ureche deschisă! Imediat cum afli că ar putea să existe o soluție la criza prin care treci, imediat ești atent. Cumva, momentele de criză ne determină pe noi să fim mai atenți la Dumnezeu, la degetul lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu. Suntem conștienți mai mult sau mai puțin până acum că toată vindecarea vine de la El. Noi facem tot ce putem. Păstrăm social distance, adică distanța reglementară. Ne spălăm pe mâini de fiecare dată, umblăm cu mănuși, purtăm mască, a devenit obligatoriu. Ne sterilizăm pe cât putem. Dar nu se poate ca în momentele acestea, în ciuda tuturor acestor lucruri, un gând să nu treacă prin mintea tuturor, și anume, dar dacă nu te ferește Dumnezeu, tu te poți feri? Boala îl face atent și pe împăratul lui Naaman. Două foi mai departe, capitolul 8, cu versetul 7.
Mai târziu, după ce se întâmplă episodul cu Naaman, Ben-Hadad, împăratul Siriei, a căzut bolnav. Elisei a trecut prin oraș, prin capitală, prin Damasc. În momentul acela l-au înștiințat pe împărat zicând: omul lui Dumnezeu a venit aici. Păi știți dumneavoastră de câte ori se intersectaseră potecile lui Ben-Hadad cu cele ale lui Elisei până acum? De multe ori. Dacă, eu știu, dați o foaie mai înapoi la capitolul 6, veți vedea cum Ben-Hadad se străduiește să-l prindă pe Elisei. Trimite o oaste să pună mâna pe el, să-l aducă, să-l... Și acolo avem de-a face cu orbirea sirienilor, cu ducerea lor în Samaria, cu cu prinderea lor și apoi cu eliberarea lor datorită intervenției prorocului. Evident, potecile, drumurile lor se intersectaseră, dar niciodată ca acum. Ben-Hadad e pe patul lui de boală și când aude că prorocul trece pe acolo, ce ocazie. Observați cum dintr-o dată devenim atenți. Dragii mei, repet, momentele care le trăim acum ne fac cumva mai atenți la Dumnezeu. Și dacă ne-au făcut mai atenți la Dumnezeu în zilele astea, ce s-a întâmplat? Ce am câștigat? Adică a trecut prorocul mai aproape de viața noastră? A trecut prorocul mai aproape în viața mea? Cuvântul ăsta pe care îl citesc s-a intersectat cu mine mai frontal? A reușit să facă ceva în viața mea? Sau sunt tot atât de indiferent ca și înainte? Asta este provocarea. Mă întorc la Naaman. De la un om lepros către vindecătorul lui. Ce poate porni de la lepros către vindecător? Cum credeți că ar trebui să fie relația? Se duce Naaman să-și găsească vindecătorul. Cum ar trebui să fie poziția lui Naaman față de vindecătorul lui? Evident, îți veți spune, probabil că Naaman ar trebui să adreseze o rugăminte. Ei bine, Naaman adresează o poruncă. Foarte interesant lucrul ăsta. În foarte multe situații, rugăciunile noastre sunt niște porunci pe care noi îi le adresăm lui Dumnezeu. Doamne, ia te rog frumos, fă și treaba lepra de la mine, pentru că trebuie să o rezolv. Ia! Și s-a dus Naaman cu alai mare, s-a dus cu argint, s-a dus cu aur, s-a dus cu o scrisoare, poruncă, pentru ca lucrurile să fie rezolvate așa cum știm noi, firește. Oamenii importanți ai lumii, ca Dumnezeu să-i asculte. Problema este că fiecare dintre noi, în pătrățica noastră, ne considerăm foarte importanți. Problema este că fiecare dintre noi suntem un Naaman. Fiecare dintre noi nu știm să ne rugăm. Fiecare dintre noi avem aplicația asta către a-i spune lui Dumnezeu ce trebuie să facă. Iar rugăciunea nu e rugăminte, rugăciunea este un soi de demand, de cerere către Dumnezeu. Asta a fost problema lui Naaman și problema lui Elisei. N-a fost problema leprei. Lepra se vindeca din punct de vedere al prorocului. Atitudinea lui Naaman însă era marea problemă. Pe asta cum o vindeci? Atitudinea mea ca rugător, atitudinea mea ca cel care este creștinul care se raportează la Dumnezeu, pe asta cum o vindecăm?
Și Elisei o vindecă într-un singur fel, providențial. Îi spune, uite, du-te și scaldă-te în râul care trece pe aici, Iordanul. Nu e nici faimos, apele lui nu sunt foarte limpezi, este așa un jiu care trece la vale, eu știu, banal, ca oricare altul. Alt râu de 7 ori, la mine acasă, am râurile amenajate, e mai confortabil. Mă duc la mine acasă și mă scald acolo de 20 de ori. Cum vi se pare? Venise cu o rugăminte să fie vindecat. Primise un răspuns care ținea de ascultare. Și la momentul în care a trebuit să asculte, rugătorul n-a fost dispus. Ce-i mai ușor, să te rogi sau să asculți? Ce zici? Să te rogi sau să faci ce-ți spune Dumnezeu? Și cuvântul în perspectiva asta, în momentul ăsta, îmi spune pentru prima dată, fii atent! Oamenii se roagă de necaz, se roagă de teamă, se roagă de nevoie. Dar vă rog să-mi spuneți, când ascultă oamenii? Deci, oamenii se roagă de necaz, de frică, de nevoie. Sunt o mulțime de motive pentru care omul cade în genunchi și spune, Doamne, scapă-mă! Bun! Dar de ascultat, când ascultă? Când e teamă? Ascultă când e nevoie? Când ascultă omul? Și Dumnezeu intră puțin în sufletul nostru și ne spune, fii atent, omul ascultă doar când iubește. Atunci ascultă și ascultă pe termen lung. Ascultă pe termen lung. Iubea Naaman? Îl iubea pe Dumnezeu? Îl iubea pe vindecătorul lui? Nu era nicio relație cu ei. Bun. Și apoi intervin slujitorii, așa cum știți, și slujitorii vin și spun, stai puțin. Dar hai să mergem să reducem la absurd. Ce pierzi, mă, frate, dacă faci treaba asta? Că nu te vede nimeni, noi nu te spunem la nimeni, nu te faci de rușine. Dar hai să vedem dacă te vindeci. Și pe baza acestei reduceri la absurd cumva, dându-și seama că n-are nimic de pierdut, fără să creadă și în ciuda necredinței, Naaman intră și se cufundă de 7 ori în râu și se vindecă. Când începe să iubească Naaman? Îmi puteți spune când începe să iubească Naaman? Fiți atenți, 2 Regi, capitolul 5, cu 17 și 18. Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât pot duce 2 catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Când a început Naaman să iubească? Când? Când a luat 2 desagi de pământ din Israel și a cărat cu el până în Damasc. În momentul în care a iubit și pământul de acolo, care nu era un pământ mai sfânt decât în altă parte. Ăsta este gestul unei rugăciuni înțelese până la urmă. Vedeți? Ceea ce a vindecat cumva sufletul lui Naaman de toată problema lui a fost această experiență pe care eu o numesc tot experiența rugăciunii lui.
a venit ca să ceară să se vindece trupește de lepră și a plecat de acolo îndrăgostit de un Dumnezeu care îl va vindeca sufletește. Numai în contextul ăsta se poate înțelege versetul 1 din capitolul 5. Prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Numai așa poți înțelege. Rugăciunea îți poate schimba viața. Te poate ajuta să te întâlnești cu Dumnezeu. Te poate conduce la secretul vindecării tale, dar mai ales îți va da și îți va aduce vindecare în suflet. Orice rugăciune care nu pătrunde dincolo de toate aceste etape nu și-a atins finalul ei, scopul ei. Probabil că într-un fel așa ar fi trebuit să ne rugăm zilele astea. Probabil că experiențele cu Dumnezeu din zilele acestea ar trebui să ne ajute să luăm de aici pământ sacru care să-l ducem cu noi în toată viața noastră de acum până la sfârșit, pentru că acum este începutul unei vieți noi cu Dumnezeu. E o problemă care mă frământ aici. Nu vi se pare că în timpul de criză trebuie să se vorbească cel mai mult despre Dumnezeu? Adică fetița. Fetița asta ar fi putut să vorbească despre Dumnezeu oricând, n-ar fi auzit-o nimeni. Dar dacă a vorbit în timpul crizei, a auzit-o până și generalul și împăratul Ben-Hadad la vremea aceea. Vorbește despre Dumnezeu în timp de criză și te va auzi toată lumea. Cu alte cuvinte, vorbește despre Dumnezeu acum. Roagă-te lui Dumnezeu acum, vorbește despre Dumnezeul care răspunde la rugăciunea ta acum și te va auzi o lume întreagă. Te rog frumos, trimite mesaje pe text prietenilor tăi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Trimite acum. Vorbește cu ei, nu mult, puțin. Spune-le ceva de genul dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Stau și mă gândesc, ce știa fetița asta despre Elisei? L-o fi văzut vreodată? Știa cum îl cheamă? N-a folosit numele lui Elisei, dar ea știa că în poporul ei se vindecă lepra. Asta e poporul lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu se vindecă orice. De ce? Pentru că Dumnezeu e acolo. Acum, dragii mei, să nu înțelegeți că eu forțez lucrurile într-o anumită direcție, spunând că poporul lui Dumnezeu este infailibil și nu va fi atins de coronavirus. Cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu are un Dumnezeu care vindecă. 2. Vă invit în 1 Regi, capitolul 18, e ceva mai devreme de Naaman, prorocul Ilie. Vreau să vă fac cunoștință cu un fel de rugăciune ecumenică foarte interesantă. Rugăciunea a 850 de păstori din vremea aia sau de preoți din vremea aceea, în orice caz personalități eclesiastice a vremii. 400 erau pentru Baal, 450 pentru Astartea sau invers, nu am verificat, oricum erau 850. Sobor de preoți. Adunați la oaltă pentru ca să se roage. Pentru ce să se roage? Să dea Dumnezeu ploaie. Se rugau de 3 ani de zile. 3 ani și jumătate. Este o perioadă oarecum profetică. E o perioadă profetică. Ilie profetizase,
Și Ilie profetizase cam în același limbaj cu Daniel. Cele două se potrivesc foarte bine. Dar la sfârșitul acestei perioade și unii și alții se roagă ca Dumnezeu să dea ploaie. Raportul este 800-1. Ilie este singur, prorocii lui Baal și la Astartei sunt 800. Rugăciunea asta ecumenică, ce are loc aici, începe de la versetul 26 și auziți cum se manifestă. Au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne. Câte ore de rugăciune? De dimineața până la amiază, câte ore? 6 ore de rugăciune, serioasă. Vreau să vă întreb, au fost serioși sau nu? Nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră, adică au transpirat, au depus efort, au gesticulat, carismatic dacă vreți. Au vorbit cu Dumnezeu folosind cele mai convingătoare gesturi, ca predicatorii foarte iubiți de astăzi. Sigur că da. I-au predicat lui Dumnezeu și au explicat: Doamne, dă foc din cer, că avem nevoie. Și după aia, după ce dai foc din cer, probabil că vei aduce și ploaie cumva. Pentru că cele două sunt împreună. Prima dată, poporul trebuia să înțeleagă cine este Dumnezeul care dă ploaia și pe urmă Dumnezeu să dea și ploaie. Dar acum, poporul este în căutarea lui Dumnezeu. Versetul 27 surprinde o intervenție a lui Ilie. La amiază, Ilie, ironic, și-a bătut joc de ei și le-a spus: păi, strigați mai tare, că probabil că Dumnezeu se ocupă cu altceva, Dumnezeu vostru se ocupă cu altceva. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile, cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Vreau să vă întreb, poate să fie o dovadă de sinceritate mai puternică decât asta? Uite, Doamne, cât de sincer sunt, că mă și tai, numai răspunde, Doamne, îmi tai venele, dar răspunde. Știți, sunt rugăciuni prin care oamenii încearcă să-L oblige pe Dumnezeu, un fel de mantică creștină în care noi cerem și vrem ca Dumnezeu să facă cum zicem noi și stăruim până nu se mai poate. Da. Dragii mei, înainte ca să înceapă această sesiune de rugăciune, Ilie a avut un dialog cu biserica lui, cu poporul lui și le-a zis așa: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. De ce? De ce poporul n-a fost capabil să răspundă? Ce ziceți? Confuzie. Când mintea unui om este confuză, el nu mai poate să ia decizii pentru bine și pentru rău. Ăsta este efectul babilonian al zilelor noastre. Când în Apocalipsa 14 se vorbește despre Babilon, despre căderea lui, eu trebuie să înțeleg că trebuie să vină o vreme în care confuzia care ne leagă și ne face să nu știm încotro să o apucăm, confuzia trebuie să se termine. În primul rând vreau să înțelegem de unde vine confuzia. Am mai spus-o și în alte situații, dar aș vrea să o clarificăm din nou. Ieremia 44,
În Ieremia 44, de la versetul 16 mai departe, surprindem un dialog între Ieremia și poporul de pe vremea lui. Auziți ce zice poporul de pe vremea lui Ieremia? Noi nu te vom asculta în nimic. Nu te vom asculta. De ce? Care e raționamentul? Auziți, voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărăteseii cerului, să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi, părinții noștri, împărații noștri, căpetenile noastre în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți, nu treceam prin nicio nenorocire. Wow! Tocmai ce le spusese Ieremia. Ieremia le spusese că dacă mai fac lucrurile acestea, nenorocirea va veni peste ei. Versetul 14. Nu va rămâne și nu va scăpa niciunul din rămășițele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în țara Egiptului și n-au ascultat de Dumnezeu. Nu vă va merge bine. Aici ei spun, nu e adevărat, nouă ne merge bine când nu ascultăm de Dumnezeu. Ce observați? Observați cum lucrurile se încurcă în mințile oamenilor. Aceia care au făcut compromis la un moment dat, nu mai știu cine îi ajută și cine îi încurcă. Nu mai știu cine îi binecuvintează și cine le aduce blestem în viața lor. Nu mai știu. De ce? Pentru că ei amestecă slujirea lui Dumnezeu cu neslujirea lui Dumnezeu. Și atunci nu mai e nici o claritate. Dacă vreți să vedeți cum era în poporul Israel, uitați, mai deschideți în Ieremia capitolul 7 și aici la versetul 18 zice așa: lemne, părinții aprind focul, femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului, să toarne jertfe de băutură altor dumnezei ca să mămânie. Vă rog să observați cum se lucrează în echipă aici, de la copii, bărbați, toți lucrează în așa fel încât compromisul este acolo, rezultatul este confuzia. Toți sunt confuzi. Nu este nimeni care să vadă lucrurile clar, de la copilul care pregătește focul până la femeia care frământă turta. Toată lumea e sub confuzie. De ce n-au răspuns nimic pe Muntele Carmel? Asta e situația. Când compromisul se furișează în viețile noastre, e greu să dăm un răspuns lui Dumnezeu. Din cauza asta, în momentul în care Ilie îi cheamă pe toți pe munte, în momentul acela scopul sau gândul lui Ilie este simplu. Zice așa: Doamne, Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, versetul 36, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Care a fost rostul rugăciunii lui Ilie? Care era rostul rugăciunii lui Baal și Astartei? De ce se roagă oamenii? Vedeți, rugăciunea este modul și momentul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Puțină rugăciune, puțină cunoaștere de Dumnezeu. Multă rugăciune, multă cunoaștere de Dumnezeu. Când oamenii din Vechiul Testament spuneau viu este Domnul, îi spuneau viu este Domnul pentru că ei îl apucaseră pe Dumnezeu de mână în rugăciune, pentru că Dumnezeu îi apucase de mână pe ei în timpul rugăciunii. Ei umblaseră cu un Dumnezeu viu. Nu contează până la urmă cât timp te rogi. Preoții s-au rugat o zi întreagă, până seara.
La jertfa de seară, Ilie, cuvinte. Dacă ar trebui să comparăm rugăciunea lui Ilie cu rugăciunea preoților lui Baal, care a fost făcută mai cu foc? Nu cei care au sărit o zi întreagă, nu cei care au vorbit o zi întreagă, nu cei care au strigat o zi întreagă, nu cei care și-au făcut tăieturi, nu ei? Dacă cineva s-ar fi uitat, i-ar fi acuzat cumva pe oamenii ăștia de nesinceritate? Oamenii ăștia au fost sinceri, cel puțin din ceea ce au arătat. Și Dumnezeu nu le-a răspuns. Și apoi vine Ilie și spune, fă să se știe azi că tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Îmi place foarte mult, în meditația din rugăciunea din sabatul trecut am abordat acest lucru. Fraților, tot ceea ce a făcut Ilie pe muntele Carmel a fost rezultatul unei convorbiri cu Dumnezeu. Cine i-a spus lui Ilie să dragă altarul Domnului? Cine? Domnul. Când? În rugăciunea lui personală dinainte. În acele rugăciuni de ore, poate zile, în care Ilie stătea de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că știu că mai târziu Ilie s-a rugat de 7 ori pentru ca Dumnezeu să dea ploaie. Și Ilie n-a obosit. Ilie era un rugător stăruitor. Probabil că așa s-a rugat și înainte. Nu era pentru prima dată când se ruga așa. Doamne, și cum să fac? Drege altarul, Ilie. Și câte lemne să pun? Ia 12 pietre, pune altarul, apoi pune lemne deasupra și ce să mai fac, Doamne? Ia și aruncă apă. Câtă apă să pun, Doamne? 4 vedre, Ilie. 4 vedre. A făcut așa. De câte ori, Doamne? Aruncă de 3 ori. Și ce să mai fac? Fă un șanț de jur împrejur. Bine, Doamne, cât să fac șanțul? Cât să fie de adânc? Păi, fă un șanț în care să încapă 2 măsuri de sămânță. Atât să fie de ajuns. Toate aceste lucruri le-a făcut după porunca lui Dumnezeu. Rugăciunea de acasă a lui Ilie este secretul puterii rugăciunii de pe Carmel. Stăm acasă, timpul trece, uneori trece greu. Ce frumos ar fi dacă timpul acesta s-ar măsura în rugăciune, în meditație, în legătură cu cerul. Dar lucrurile astea nu se pot face decât dacă există deprinderea unui astfel de perspective. Rugăciunea este singura soluție a lui Dumnezeu pentru confuzie. Singura. Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu este confuz, Dumnezeu va răspunde la această confuzie prin rugăciune. Roagă-te până când confuzia dispare. Roagă-te până când rezultatele compromisului se duc. Roagă-te până când vei ști și tu și lumea aceasta că există un Dumnezeu în Israel. Că în timp ce molima bate de jur împrejur, există un Dumnezeu care stă cu tine în carantină, care vrea să stea de vorbă cu tine și pe care tu îl consider ca fiind prietenul tău în zilele astea. Repet, soluția pentru confuzie e rugăciunea. Înainte, soluția pentru timpul de criză e rugăciunea. Și acum, partea a treia și voi încheia cu ceea ce mi se pare cel mai extraordinar. Iona. Pagina 893 ne conduce la această carte micuță a unui profet pe care deseori îl luăm în serios. Rareori îl luăm în serios. Da. Bun. Ceea ce mă interesează acum este următorul lucru.
capitolul 1, versetul 4 și 5. Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii, care erau toți pe aceeași corabie, s-au temut și a strigat fiecare la Dumnezeul lui. Cum vi se pare? Pe muntele Carmel s-au adunat tot felul de, eu știu, fețe eclesiastice și au strigat la Baal, la Astartea și Ilie. Unul doar a strigat la Jehova. Acum aici, pe corabia lui Iona, toată lumea strigă la toți dumnezeii. Adică fiecare la Dumnezeul lui. Se pare că nu erau doi care să strige la același Dumnezeu. Fiecare la Dumnezeul lui. De ce? Care e substratul? Dom'le, ne-a ajutat până la urmă unul. Dacă nu te ajută Dumnezeul tău, te ajută Dumnezeul meu. Dacă nu al meu, celălalt. Toți care suntem aici, nu se poate să nu nimerim unul dintre noi pe Dumnezeu care e responsabil cu furtuna asta. Ce ciudat, ce dureros. Se întâmplă așa ceva și azi? Toți erau pe aceeași corabie, mâncau împreună, lucrau împreună, trebuiau să ajungă toți la același punct, luptau împreună să supraviețuiască, dacă nu reușeau să supraviețuiască, mureau, adică să salveze corabia, mureau toți. Era un fel de oikomenia, înseamnă un fel de lege a casei, de la cuvântul ăsta vine cuvântul ecumenism. Legea casei. Toți acolo contribuiau să creeze împreună o anume situație specifică corabiei aceleia. Mi se pare că și noi suntem pe o corabie, la fel ca și oamenii ăștia. Mergem pe corabia respectivă și vrem să ne salvăm viața. În foarte multe situații, drumurile noastre duc ca și drumul lui Iona sau acestei corăbii departe de fața Domnului. Mergem poate chiar într-o direcție opusă. Vrem să ne salvăm. Ne surprinde furtuna pe drum. Ne surprinde furtuna pe drum mergând într-o direcție proastă, fugind de Dumnezeu. Este o situație aproape fără ieșire. În situația asta, oamenii care sunt păgâni, nu ca Iona, ei nu știau nimic de această fugă de Dumnezeu, oamenii ăștia sunt bine intenționați. Fiecare se roagă la Dumnezeul lui. Termenul folosit aici, capitolul 5, este Elohau, ceea ce înseamnă e o formă derivată de la Elohim. Se roagă fiecare la Dumnezeu. În sfârșit, Iona, în schimb, s-a coborât pe fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Foarte interesant profetul ăsta. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi, scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeul va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. S-a rugat Iona în situația asta sau nu? Adică vin ăștia și spun, uite, noi toți ne-am rugat, roagă-te și tu, poate că te ascultă pe tine, poate că nimerești tu. S-a rugat sau nu? În cartea Profeții Regi, pagina 267, am găsit următoarea afirmație. Rugăciunile bărbatului care fugise de la datorie n-au fost de niciun ajutor. S-a rugat sau nu? S-a rugat. Inițial n-a vrut să se roage, s-a dus să se culce. A vrut să fugă de Dumnezeu și cu sufletul și cu trupul, cu de toate. E clar. Când a venit cârmaciul la el, însă a trebuit să se roage. Și s-a rugat. Rugăciunile bărbatului care fugise de datorie, adică Iona, n-au fost de niciun ajutor. S-a rugat degeaba. De ce? Pentru că nu ascultase. El fugea de Dumnezeu. Cum să te rogi când fugi? Cum să te rogi când n-ai viața rezolvată înaintea lui Dumnezeu? Cum să te rogi? Apoi au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea asta. Au tras la sorți. Sorțul a funcționat. În mâna unor păgâni sorțul a funcționat. A căzut pe Iona direct. Sorțul a știut cine-i de vină. Acum,
Uneori sorțul îl folosește Dumnezeu, alteori îl folosește cel rău. Niciodată nu știi cine îl folosește. Sunt situații în care împărații păgâni aruncă sorțul. În Sfânta Scriptură ne spune lucrul acesta, arătând că obiceiul ăsta era folosit de păgâni. Uneori este folosit și de economia iudaică, sigur că da. Acum, cine o fi dirijat sorțul? Nu știu și nu intru aici. Cert este însă că, uite că adevărul iese cumva la suprafață. Atunci au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai, de unde vii, care ți este țara, din ce popor ești? Și fiți atenți. El le-a răspuns, sunt evreu, mă tem de Domnul. Știți ce nume folosește aici? Mă tem de Iahve, spune el. De Domnul, Dumnezeul oștirilor, și este Iahve, Elohe, ceea ce înseamnă Dumnezeul cerurilor. El folosește și numele de Jehova și folosește și numele pe care îl foloseau ei la definirea dumnezeilor lor. Ei au zis Elohau și el zice Elohe, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Versetul 10. Oamenii aceia au avut o mare teamă. Vreau să mă întreb, de ce s-au speriat? Nu s-au speriat de furtună, cât s-au speriat de situația asta, că acolo avea un evreu care slujea lui Iahve, care este Dumnezeul cerurilor. Păi ce-i de temut în toată treaba asta? Ei, și aici începem puțin să ne vedem pe noi. Există în religie fenomenul numit politeism, oamenii care se închină la mai mulți dumnezei, există fenomenul numit monoteism, oamenii care se închină la un singur Dumnezeu, și mai există între astea două un alt fenomen numit henoteism. Ce este henoteismul? Henoteismul este un fel de o formă de politeism în care sunt mai mulți zei, dar care este un zeu mai mare. Există un zeu mai mare care este deasupra tuturor. Și zeul mai mare, evident, poruncește tuturor zeilor mai mici. Întrebarea mea este, pentru că nu vreau să stau mult aici, întrebarea mea este, omul, ce ziceți, pe care și-l alege? Pe zeul mai mare sau zeul mai mic? Că aici problema este asta. Corăbierii fiecare aveau câte un zeu, dar aveau un zeu mai mic. Iona vine și spune, eu slujesc zeului mare care a făcut cerurile și pământul. Întrebarea este, de ce ți-ai alege tu un zeu mai mic și nu ți-ai alege zeul cel mare? De ce n-ar trebui să slujească toți lui Jehova? De ce trebuie să slujești și la alți zei mai mici din ăștia care... De ce? V-ați pus problema asta? Răspunsul este cam așa. Zeii mai mici sunt mai ușor de mulțumit. Ei un zeu mai mic nu e așa pretențios. Ei un zeu mai mare, ăla e greu de ascultat. Și atunci din cauza asta, fiecare om și-a cam luat Dumnezeu după măsura lui. Cam atât îmi convine mie să ascult și ca urmare pe zeul ăsta îl am eu. Fiecare om a decis până la urmă cât va dori să asculte de Dumnezeu. Toți cei ce sunt aici sunt oameni modești care au zis, noi nu putem să ascultăm de Dumnezeu, suntem și noi păcătoși, ascultăm și noi cât putem, puțin. Și dintr-o dată vine
Iona și le spune, nu, nu, eu sunt evreu, eu ascult de Domnul Dumnezeul care a făcut cerurile, de Dumnezeul cel mare. Și dintr-o dată el spune, eu ascult întru totul de Dumnezeu. Și ăștia încep să se sperie. Ăsta e de ăla care ascultă, e dedicat lui Dumnezeu. Și pe urmă află că acest om dedicat lui Dumnezeu, de fapt, fugea de Dumnezeul căruia se dedicase. E aproape o provocare 100%. Tot ceea ce se întâmplă aici se aseamănă așa de mult cu noi, vine atât de aproape de viața noastră. Uneori suntem ca și corăbierii. Ne așezăm și noi sub un Dumnezeu pe care îl ascultăm 50%, 60%, 80%, 90%, într-un fel de henoteism de felul ăsta. Henoteism de felul acesta. Alteori am vrea să ascultăm de Dumnezeu, suntem, ne prindem de Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea și ne trezim că fugim de Dumnezeu ca Iona. Cum e mai bine? Ca Iona? Ca corăbierii? Aș vrea să analizăm puțin efectele care sunt aici. Vă rog să observați, oamenii ăștia, corăbierii, se roagă. Singurul lucru care le rămâne este rugăciunea, nu ascultarea, rugăciunea. Au vreo șansă. Ei nu ascultă, ei se roagă, au vreo șansă. Iona, el cunoaște și spune că va asculta, dar fuge, doarme. Se ascunde, un laodicean perfect al Vechiului Testament. Și ăsta doarme cum dorm și Laodiceea. Căldice-l așa. Are vreo șansă? Dragii mei, știți ce se întâmplă mai departe? Iona le spune, dacă vreți să scăpați, voi trebuie să mă aruncați pe mine în apă. Într-un sens... foarte ciudat, Iona e la un pas de Iuda și aici Iona se condamnă la moarte pe sine. Dumnezeu e bun și trimite un pește și îl salvează pe Iona, dar Iona e la un pas de Iuda. Ce-ar fi fost dacă n-ar fi venit peștele? Ce-ar fi fost dacă Iona ar fi murit în momentul ăla? Ce șansă avea la mântuire Iona? Nu știu, nu sunt eu judecător, dar mi se pare că e foarte aproape de Iuda. Versetul 13 spune, oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea era întărâtată tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul. Fiți atenți, în versetul 5 se spune, corăbierii au strigat fiecare la Dumnezeul lui, la Elohau. Aici, în versetul 14, spune, au strigat către Domnul și se folosește termenul Iahve. Aici au strigat către Jehova. Ei nu mai strigă la Dumnezeii lor ăștia mai mici, ei strigă la Dumnezeul cerului și pământului. Au zis, Doamne, Jehova, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Datorită lui Iona, a prezenței lui acolo, oamenii ăștia care au fost la început într-un conciliu ecumenic de toate felurile, care doar se rugau fiecare la Dumnezeul lui, care n-aveau nicio șansă să fie ascultați în condițiile acelea, oamenii aceștia acum se roagă la Dumnezeul lui Iona, lui Iahve. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei, din nou Iahve. Apoi l-au luat pe Iona, l-au aruncat în mare. Versetul 16, pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului din nou Iahve, jerfe și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare, versetul 17, din nou Iahve, Domnul. Iată, dragii mei, cum rugăciunea conduce pe oameni la descoperirea lui Dumnezeu. Rugăciunea ne conduce acolo. Corabia lui Iona
Este o corabie ecumenică în care la început oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. La început experiența lor este experiența unor oameni care bâjbâie. Nu știu dacă vă aduceți aminte, Fapte 17 cu 27 spune că noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu bâjbâind, deși El nu este departe de niciunul dintre noi. Oamenii ăștia care bâjbâie în stânga și în dreapta n-au nicio șansă ca să intre în mintea lor textul din Proverbe 28 cu 9, care spune așa: dacă cineva își îndreaptă urechea ca să n-asculte legea lui Dumnezeu, până și rugăciunea lui este o scârbă. Datorită faptului că ei cred că fiecare se poate ruga și rugăciunile tuturor sunt ascultate, ei nu înțeleg acest principiu al faptului că o rugăciune trebuie să se bazeze pe dispoziția cuiva de a se supune, de a colabora cu Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ei încep cu ideea că rugăciunea fiecăruia este ascultată, pentru ca mai apoi să-și dea seama că ei trebuie să își rezolve problemele lor cu Jehova, cu Dumnezeul cerului și al pământului, astfel încât, în final, au adus jertfă lui Dumnezeu, i-au făcut juruințe, încep să intre în legământ cu Dumnezeu, încep să rezolve problema ascultării pentru ca rugăciunile lor să poată să fie auzite și împlinite de Dumnezeu. Rugăciunea este soluția pentru confuzie. Rugăciunea este o soluție pentru situația în care suntem noi acum, când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu foarte bine. Ne va conduce la cunoașterea lui Dumnezeu și pe noi și pe cei ce sunt în jurul nostru. De asta vă rugasem la început. Folosiți timpul acesta pentru ca în momentul ăsta să păstrați legătura cu cât mai mulți oameni. Rugați-vă cu ei, rugați-vă pentru ei, ridicați pe Dumnezeul cerului și al pământului înaintea lor, pentru ca această corabie a lui Iona, în care suntem astăzi într-un ecumenism religios aproape inexplicabil, să se transforme într-o corabie în care Dumnezeu este cunoscut și recunoscut de noi. Este vremea ca rugăciunea să-și facă lucrarea ei. În seara asta chem poporul lui Dumnezeu, în primul rând pe mine și apoi pe dumneavoastră, pe toți. Îi voi chema la o experiență a rugăciunii, în care rugăciunea să fie soluție pentru tot, pentru timpul de criză, pentru confuzia noastră, pentru necunoașterea noastră de Dumnezeu, pentru încercarea noastră săracă de a intra într-o relație cu Dumnezeu după bâșbuirea fiecăruia dintre noi. Rugăciunea este soluția pentru depășirea acestor limitări extraordinare. Avem privilegiul de a o experimenta fiecare cu putere, de a ne întoarce la Dumnezeu și a-L cunoaște ca pe Carmel, ca în Iordan, ca pe corabia aceea bătută de vânturi. Criza este în jur, dar rugăciunea e la îndemână. Dumnezeu să ne ajute să întindem mâna și rugăciunea să ne unească cu El. Amin. Vă invit să ne rugăm. Părinte bun, trăim într-o vreme când lumea se adună, Doamne, în corabia ei, în drumul ei alunecos către mai departe de Tine. Fă, Doamne, cumva ca noi, servii Tăi, să ne trezim din somnul nostru pentru ca să dăm mărturie despre Tine într-o lume care bâșbâie și care nu Te cunoaște. E nevoie, Doamne, de o voce clară care să vorbească despre Tine,
să te aducă în mijlocul atenției lumii, în mijlocul atenției bisericii, în mijlocul atenției fiecăruia dintre noi. Coboară în sufletul nostru. Te rog frumos, ia-ne din fundul corăbiei, de unde ne-am ascuns. Trezește-ne din somnul acesta al fecioarelor neînțelepte și fă, Doamne, ca prin har să trimiți cârmacii corăbiei acestea la noi ca să ne pune să ne rugăm, Doamne. Și în rugăciunea pe care o vom înălța, să cunoaștem ascultarea de Tine, pocăința noastră, întoarcerea din fugirea noastră, din alunecarea noastră spre departe de Tine, către apropierea noastră de Tine. Și în felul ăsta, Părinte, să ne recâștigăm șansa noastră de a ne reîmprieteni cu Tine, de a te recunoaște, de a te reîntâlni, de a porni cu Tine la drum, drumul acesta al mărturiei, al umblării împreună cu Tine, al împărtășirii soliei Tale către o lume care seamănă atât de mult cu Ninive, care nu cunoaște și nu poate deosebi stânga de dreapta. Fă-ne, Doamne, niște martori ai adevărului Tău. Dar pentru asta îți mulțumim pentru camera de sus care ne-ai dat-o. Ne-ai pus, Doamne, să stăm 10 zile și să așteptăm. În carantina aceasta așteptării, fă să ne întoarcem unul către altul, dă-ne putere să ne mărturisim păcatele, dă-ne putere să le părăsim, dă-ne putere, Părinte, să ne agățăm cu toată puterea de Tine și să Te cunoaștem din nou. Fă, Doamne, ca momentul acela al lui Peniel, descoperirea feței Tale să aibă loc în viața noastră acum și dă-ne putere ca din căderea noastră către adâncul mării înfuriate să ne redeșteptăm, Părinte, să ne strângem și chiar dacă confi în pântecele chitului, de acolo să învățăm rugăciunea din nou, să ne rugăm cum nu ne-a rugat niciodată, până când va veni eliberarea Ta, până când va veni mâna Ta și astfel mâna Ta va forma din fiecare dintre noi un martor adevărat al Tău. Împlinește cu noi această făgăduință.